Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT organizează joi, 14 aprilie, începând cu ora 9, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Instituția a contactat mai mulți angajatori care pun la dispoziție celor interesați aproape 300 de locuri de muncă. Bursa Locurilor de Muncă se va desfășura la Slatina, la Casa de Cultura Sindicatelor, iar la Caracal, la sediul agenției locale. Din cele 273 de locuri de muncă vacante, 56 sunt pentru studii superioare. Principalele meserii oferite celor aflați în căutarea unui loc de muncă sunt în domeniul construcțiilor, agriculturii și industriei ușoare. Sunt căutați ingineri horticoli și agronomi, ingineri construcții civile sau mecanici, sudori, zidari și electricieni, dar și muncitori necalificați sau în domeniul confecțiilor textile. Unicef a demarat în aceste zile campania Chiar și odată e prea mult, menită să prevină consumul de alcool în rândul tinerilor. Campania a fost inițiată în urma studiului realizat care arată că din ce în ce mai mulți adolescenți încep să consume droguri, să fumeze sau să bea la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Potrivit acelui studiu, alcoolul este utilizat de tineri ca un instrument de reglare emoțională, fie ca o modalitate de a obține plăcere sau atunci când apar emoții negative, disfuncționale, precum depresia. Campania programată să dureze 9 luni presupune transmiterea de mesaje prin intermediul televiziunii, al radioului și internetului, dar și al materialelor tipărite, prin care tinerii să fie avertizați cu privire la efectul acestor practici nesănătoase. Jandarmii olteni au efectuat luna trecută 665 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii și liniștii publice în județ. 56 dintre acestea au fost realizate în colaborare cu reprezentanții altor instituții, precum Direcția Silvică, Inspectoratul Teritorial de Muncă OLT și executorii judecătorești. Alte activități desfășurate de jandarmii olteni au vizat asigurarea pazei și protecției obiectivelor din competență și a ședințelor de judecată. Ca urmare a neregulilor constatate, jandarmii olteni au aplicat 183 de sancțiuni contravenționale, 154 dintre ele fiind amenzi. Valoarea totală a acestora se ridică la aproape 50.000 de lei. Totodată, jandarmii au constatat 63 de infracțiuni, fiind identificați 57 de autori. Unitățile de învățământ sanitar din Olt își vor prezenta pe 21 aprilie, în cadrul unui târg educațional, ofertele pentru anul școlar 2016-2017. Acțiunea de promovare a învățământului sanitar se va desfășura între orele 9 și 17 în toate cele 15 localități din județ, unde vor ajunge reprezentanții acestor unități de învățământ. Locațiile diferă de la o localitate la alta. La Slatina, promovarea școlilor sanitare va avea loc pe esplanadă, la Caracal, Corabia și Drăgănești, pe platoul din fața administrațiilor locale, iar la Balș, pe platoul din fața Casei Tineretului. La Scornicești, Potcoava, Piatra Olt, Cilieni, Crâmpoia, Izvoarele, Osica, Tufeni, Văleni și Vitomirești, târgul ofertelor educaționale se va desfășura la liceele tehnologice din localitate. 232 de femei din Olt au primit câte 6.000 de lei pe motiv că au fost maltratate de soț sau de rude. Banii au fost alocați în cadrul unui proiect implementat de Agenția pentru Egalitatea Șanselor și finanțat de Uniunea Europeană. Cele mai multe beneficiare din județ, 20, provin de la Fărcașele. Printre ele se numără chiar și rude ale angajaților din primărie, care au o situație normală în familie. Acestea sunt acuzate că au beneficiat incorect de prevederile proiectului. În plus, mai susțin ele, femeile abuzate cu adevărat de soți nu se află printre beneficiarele proiectului. Acestea arată cu degetul spre reprezentanții administrației locale, pe care îi acuză că au întocmit listele pe principii nu tocmai corecte.